călătorim cu pași mari prin Evanghelia după Matei. A venit cineva la mine după serviciul de dimineață din Zalău, a venit să ia niște cărți să le ducă la cei care studiază Matei, zice, pașii sunt prea mari. Așa e, dar uneori când mergi prea mărunt, nu vezi pădurea de copaci. Ăsta este rostul acestei călătorii, să iei câte o halcă mare din Evanghelie și să pui la oaltă întregul, pentru că Dumnezeu ne comunică prin întregul unei cărți. După ce am vorbit despre Evanghelia Împărăției și am văzut demonstrată puterea Împărăției prin Domnul Iisus Hristos, am ajuns la misiunea Împărăției. Și misiunea Împărăției este un dat din pricina cine este Domnul Iisus. Domnul Iisus este fiul lui David, moștenitorul binecuvântărilor. Noi am vândut pământul cu toată binecuvântarea chipului lui Dumnezeu și a invitației să fim din el, prin el și pentru el. Și Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava lui și a venit ca fiul lui David să recâștige moștenirea. Dar n-a recâștigat-o doar pentru el, el este dincolo de perdea, la dreapta măririi, ca antemergător, ca înainte mergător pentru fiecare dintre noi, dar s-a dat puțin deoparte de pe tron să facă loc și miresei lui care va veni după el. Or, ca fiul lui Avram, el are datoria primită din partea lui Dumnezeu să împartă binecuvântarea. Și împărțirea binecuvântării nu s-a terminat. Dragii mei, el este și continuă să fie capul. Noi suntem trupul lui, mădularele lui. E nevoie de tine și de mine. Misiunea împărăției mă vizează, te vizează, ne vizează pe fiecare dintre noi. Am simbolizat cartea cu menora, pentru că este un simbol al evreilor, o evanghelie scrisă pentru ei, verticala este fiul lui David. Ascultați întrebarea lui Ioan Botezătorul, tu ești acela care trebuia să vină? Toată lumea aștepta pe cineva și acel cineva trebuia să fie răscumpărătorul, Mesia, Hristosul. Petru, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus confirmă, nu carnea și sângele, ci Tatăl meu din ceruri, ce-a descoperit lucrul acesta. Dar ca să așezi o împărăție, trebuia să faci o lucrare. Păcatele trebuiau plătite. Și apoi, prin învierea din morți, trebuia să fim asigurați că Tatăl a primit jertfa. Și în felul acesta, Domnul Iisus așează temelia împărăției. Dar noi suntem chemați, noi, biserica lui, de-a lungul întregii istorii, să răspândim această evanghelie, veste bună, să chemăm pe alții în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus, când își începe lucrarea, cheamă ucenici pe urmele lui. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Textul spune, îndată au lăsat mrejile, erau pescari, și au mers după Domnul Iisus Hristos. Data trecută am văzut că atunci când un cărturar îndrăznește să spună te voi urma oriunde vei merge, Domnul Iisus îl oprește și îi spune adevărul. Vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul. Mai vrei să vii după mine? Foarte mulți dintre noi ne pornim pe urmele Domnului Iisus Hristos să ciupim, iertați-mi cuvântul acesta urât, dar să câștigăm ceva de la el. Dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă... Și nu se supără dacă vin cu cererile mele înaintea lui. Dar nu uitați, nu el a intrat în misiunea mea, ci eu am intrat în misiunea lui. De aceea, el așteaptă ca dinpreună cu el, purtându-l pe el cu noi, să avem curajul să-l urmăm cu o motivație corectă, dar și cu o dedicare deplină. Jumătățile de măsură nu plac Domnului Iisus Hristos. Versetul 23 din capitolul 4 ne-a creionat cadrul lucrării lui după ce a chemat ucenicii, spune că Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Deși era lucrarea lui, în jurul lui erau ucenicii, atenția lui, interesul lui era în cei 12. În cei care trebuiau să ducă mai departe mesajul, să lărgească mai departe împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să priviți Evanghelia după Ioan sau Evanghelia după Matei ca fiind focalizată pe ucenici. De ce i-a chemat la început? Mai întâi i-a așezat într-o sală de clasă. Sala de clasă era Muntele Fericirilor. Și în capitolele 5, 6, 7 aveți predica de pe munte când ucenicii stă și ascultă, erau noroadele în jurul lui, dar el se adresează sălii lui de clasă, ucenicilor. În schimb, în capitolul 9, versetul 34, sună clopoțelul
Și începând cu versetul 35, ucenicii trebuie să meargă să practice ce au auzit și ce au văzut. Cu alte cuvinte, suntem în textul în care pentru prima dată ucenicii sunt pregătiți și trimiși de Domnul Iisus Hristos ca să exerseze ceea ce vor face după plecarea Lui. Sunt câteva blocuri mari în capitolul 9, 34 la 10 cu 42. În primul rând este pregătirea ucenicilor, apoi urmează trimiterea ucenicilor. Dar Domnul Iisus Hristos, când îi trimite, nu uită să le spună prețul conlucrării cu Dumnezeu și termină prin a deschide înaintea ochilor lor perspectiva corectă a lucrării împărăției. Dați-mi voie să le iau pe rând. Versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. În dimineața aceasta aș vrea să aduc înaintea noastră 10 adevăruri fundamentale. Poate că vi se par că sunt prea multe. Ascultați-le cu atenție. Poate de inima ta se lipește unul sau altul dintre ele. Ia-l, du-te acasă, așează-te în fața acestui principiu și pune-ți o întrebare. Care-i locul și rolul tău în misiunea împărăției? Cu alte cuvinte, dacă ești mlădița care n-aduce roade, nu uita, vei fi tăiat și aruncat în foc. Lucrarea, conlucrarea cu Domnul Iisus nu e opțională, este obligatorie, nu ca să-ți câștigi mântuirea, ci ca să răspunzi la mântuirea pe care ai primit-o în dar prin lucrarea Lui. Primul principiu, nu uita, secerișul este al lui Dumnezeu. Mare este secerișul și ăsta nu este al lui Beni Fărăgău, nici al lui Tavi Toadere, ci este secerișul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu te lăsa limitat de propriile tale resurse. Eu nu sunt mai mult decât un degetar. Și dacă am o bucurie în viață, ea vine din Cartea Proverbelor, un verset care mi s-a lipit din tinerețe de suflet. Cel înțelept s-a luat înțelepciunea când vorbește. Mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Știți ce am observat? Ori de câte ori călătoresc în altă parte, deschid conserve. Cu alte cuvinte, mă duc în Spania și deschid conserve, mă duc în Palatca și deschid conserve. Și de aceea de 65 de ani sunt în Iris. Știți de ce? Pentru că sunt obligat să vin cu degetarul meu golit și să zic, Doamne, mai pune ceva în el. Și indiferent cât de mare ți este vasul sau mic ți este vasul, cheia este să fii cu el la izvor. Și de aceea nu trebuie să limitez secerișul la resursele mele. Resursele mele pot fi foarte puține, dar nu contează, dragii mei. Mâinile Domnului Iisus sunt mari și binecuvântate. El împarte, El înmulțește, El dă mai departe. Când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că am intrat în secerișul lui Dumnezeu. Dar dacă ai avut curajul să faci pasul acesta, să uiți de limitele tale, să intri și să recunoști că ești în secerișul Lui, cu ce să încep? Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Care-i rostul rugăciunii? Rugăciunea ia poverile de pe inima lui Dumnezeu și le pune pe inima mea. Și pe măsură ce mă rog pentru un anumit lucru, Duhul lui Dumnezeu mă încarcă cu acea povară, îmi dă o viziune, încep să ard pentru ea și nimeni nu mă mai poate opri. Nici moartea, dragii mei, uitați-vă, toți apostolii au plătit cu viața, dar nimic nu i-a putut opri să ducă misiunea la care i-a chemat Domnul Iisus Hristos. Ceea ce este interesant este că Dumnezeu va mobiliza întotdeauna resursele aceluia care a văzut nevoile și începe să roage pentru ele. Poate zici, de ce nu mă cheamă și pe mine Domnul? Păi, cum să te cheme pe tine Domnul dacă nu vezi nimic, nu te rogi pentru nimic, nu te interesează nimic, afară de deșertăciunea acestei lumi? De ce să te cheme Domnul? La ce să te cheme? Dar când începi să porți poverile lui Dumnezeu, pentru că te rogi pentru nevoile care Duhul lui Dumnezeu le aduce înaintea ta, fii foarte atent. Dumnezeu va bate la inima ta sau la inima mea și te va chema în lucrare. Și de aceea, după ce îi pregătește pe ucenici, îi trimite pe ucenici, cei care l-au rugat pe Domnul Secerișului, să scoate lucrători la Secerișul lui Dumnezeu.
Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate, să tămădească orice boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi Simon, zis Petru, al doilea Andrei, fratele lui, al treilea Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui. Apoi Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12. Foarte interesant, Domnul Iisus a avut mulți alți ucenici, dragii mei, dar Matei ține să zică, ăsta este un cerc special. Nu-l poți băga pe al 13-lea în locul lor, decât dacă Duhul Sfânt o face, nu dacă se aruncă sorțul și noi zicem, El este, Duhul Sfânt poate spune, nu, asta e treaba, Domnul, El i-a chemat. 12 ucenici, comisiune absolut specială și unică în istoria Împărăției lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățătura următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor, nici să nu intrați în vreuna din cetățile samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel și să propovăduiți. Împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre. Nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Nu știu dacă vă puteți imagina între cei 12, le-a dat putere. Să zicem că eu sunt Petru. Wow, am crezut că toată lumea o să dea deoparte. Le-a dat putere. Asta da, misiunea împărăției. Oare va putea sta cineva împotriva ei? Va fi cineva care să nu deschidă ușile, să nu o primească? Dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm printre ce am auzit până acum este că Dumnezeu, când ai început să te rogi și te cheamă, nu te trimite niciodată fără resursele de care ai nevoie. Noi așteptăm mai întâi resursele ca apoi să cumpănim chemarea. Cred că lucrurile stau pe dos. Trebuie să accepți mai întâi chemarea și vei primi resursele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu te cheamă la lucrarea Lui fără să-ți dea resursele Lui. Dar ce-i cu argintul, cu aurul, cu arama? De cele mai multe ori suntem prea legați de pământ și avem impresia că dacă nu ne-am asigurat de cele materiale, nici n-are rost să începem misiunea împărăției. Dragii mei, Scriptura ne spune prin gura Domnului Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și El vă va da pe deasupra cele necesare pentru nevoile voastre imediate. Atunci când ucenicii roagă pe Domnul Iisus să-i învețe o rugăciune și Iisus îi învață rugăciunea Tatăl nostru, ascultați, vă rog, profunzimea, greutatea, responsabilitatea cu care te încarcă cuvintele acestei rugăciuni. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dacă mințim când cântăm jos la picioarele tale, oare ce facem când rostim rugăciunea Tatăl nostru și când nu ne interesează ce am zis? Dacă ești serios cu această rugăciune, dintr-o dată te simți copleșit și zici, Doamne, dar cine e de ajuns pentru aceste lucruri? Știți ce spune textul în continuare în Luca 11 cu 13? Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Știți ce-i Duhul Sfânt? Pavel spune, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, a treia persoană a Trinității, prezentă în viața noastră, aducând toate resursele lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, când Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină, și când creația a fost adusă în existență. Cum să nu poată Duhul să te împuternicească să faci
ce ai cerut. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Poate că ai îndrăznit să calci în misiunea împărăției și te uiți și vezi ce puține resurse ai. Ai ieșit o traistă, ai uitat să o mănânci, că ai fost fascinat de cuvintele Domnului Iisus și la un moment dat ai 4.000 de bărbați înaintea ta, afară de femei și copii, și Domnul Iisus îți spune, dă-le de mâncare. Am 200 de lei, Doamnă, ce să cumpăr cu banii ăștia? Domnul Iisus se uită zâmbind la traista care o porți pe umăr și tu o deschizi cu mâna tremurândă și scoți peștișorii și pâinile și le pui în mâna lui și el începe să le împartă. Dacă ești dispus să conlucrezi cu el, el este izvorul. Tu trebuie să fii doar albia care poartă apa. La el sunt resursele. Tu trebuie să dai doar două mâini ca să le împartă și la alții. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoate duhurile necurate, să temăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Nu se poate să citesc Evanghelia după Matei și mai ales astfel de texte să nu mă întreb unde sunt toate lucrurile astea astăzi. Da, face mult tapaj, vorbim foarte mult despre ele, foarte multe gălăgie în jurul acestor lucruri, dar adevărul este că dacă mergeți până la oncologie, veți fi surprins să găsiți în fiecare salon un credincios. Mergeți între copiii care au cancer și vedeți familii creștine plângând pentru ei. De când e istoria, dragii mei, toate astea sunt prezente și te întrebi, oare nu cumva am greșit ceva în zilele noastre? Când ai întrebări în fața Scripturii, este o regulă simplă. Citește mai departe. Poate că Dumnezeu a pregătit deja răspunsul, dar tu te-ai blocat la întrebările tale. Lasă textul să-ți vorbească. Când am fost în Genesa și Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și a zis, iată că toate sunt foarte bune. Ai rămas blocat și ai întrebat, Doamne, mă uit la lumea din jur, ce-i foarte bine pentru tine? Este suficient să citești mai departe, să pricep răspunsul. Așa este și aici. Dragii mei, după pregătirea și trimiterea ucenicilor, următorul bloc de text vorbește despre prețul conlucrării cu Domnul Iisus. Deja în sala de curs le-a tras atenția asupra faptului că una din fericiri în împărăția lui Dumnezeu este să fii prigonit din pricina neprihănirii. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor vorbi de rău, vă vor batjocori, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate la adresa voastră. Bucurați-vă, veseliți-vă și pe prorocii din ceruri și pe Domnul Iisus. L-au așteptat la fel. Versetul 16. Iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii, fără răutate ca porumbei, păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor, vă vor bate în sinagogile lor, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus, vi se va da chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care este în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copiii lui, copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vi-l puteți imagina pe Petru după ce a auzit și aceste cuvinte? Sau pe oricare dintre noi care îndrăznim să pășim pe urmele Domnului Iisus, când vă vor prigoni într-o cetate sau într-un sat, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Acum, Evanghelia nu este scrisă ca un jurnal de călătorie, faci un pas, scrii un pas, ci Evanghelia este scrisă mult timp după ce toate lucrurile s-au întâmplat, adică după înălțarea Domnului Iisus Hristos, după ce în Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20, Domnul Iisus le-a spus înainte să-i trimită de-a binelea fără el în lume, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. E adevărat, Domnul Iisus le-a dat putere asupra duhurilor necurate, asupra bolilor, asupra neputințelor, dar întrebarea mea este, de ce nu le-a dat putere ca să evite suferința și prigoana? Noi o vrem pe prima, nu o dorim pe a doua. Vreau să vă spun, dragii mei, că Domnul Iisus alege, El știe care e natura împărăției și de aceea le dă un sfat. Când porniți la drum în misiunea împărăției, cereți înțelepciune, blândețe, prudență și răbdare. Ai nevoie de înțelepciune și de prudență ca să eviți suferința inutilă. O bună parte din suferință mi se datorează mie și nesocotințelor mele. Cu alte cuvinte, fac ceea ce Dumnezeu nu m-a trimis să fac. Uitați-vă, vă rog, la câțiva oameni ai lui Dumnezeu. Îl văd pe Pavel. Pavel este prins la Ierusalim, târât în mijlocul mulțimii și începe judecata. Pavel se uită peste popor și el știe că sunt o parte farisei, o parte saduchei. Farisei credeau în înviere, saduchei nu credeau în ea. Și la un moment dat, Pavel era cu sutașul roman lângă el, strigă cât îl ține gura. Fraților, din pricina învierii morților sunt date în judecată. Vum, farisei și saduchei s-au luat la harță și Pavel s-a văzut de drum. Este în temniță și este trimis să fie bătut. Și Pavel n-are jenă să întrebe, aveți dreptul să bateți un cetățean roman? Când aude șeful temniței de cetățean roman, se sperie. Zice, eu cu o mare sumă de bani mi-am câștigat dreptul acesta. Eu sunt născut cetățean roman. Dați-le drumul. Nu. Veniți voi și scoateți-ne în public, cum ne-ați băgat în public. Cu alte cuvinte, sunt chemat să evit suferințele inutile. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, spune Petru în capitolul 4, versetul 15 și 16. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș. Ce înseamnă a ucide? Înseamnă a nu pune frâu gurii și în mâniile tale, supărările tale, nebunule, prostule, meriți pedeapsa. Sau ca hoț, dar n-am furat nimica decât timpul patronului tău. Da? Și o mulțime de alte lucruri pe care noi pocăiții le furăm cu conștiința împăcată, pentru că oricum harul e mare. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, urmașa lui Hristos, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Dragii mei, este nevoie de înțelepciune și prudență pentru a evita suferința inutilă, dar este nevoie de blândețe și de răbdare pentru a trece prin suferința inevitabilă. Cu alte cuvinte, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. E foarte complicat să-ți vizualizezi deznodământul ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Adunați o turmă de, dacă lupi, o haită de lupi și trimiteți un miel și uitați-vă la ce se întâmplă. Domnul Iisus a fost cinstit cu noi. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Din pricina mea veți fi dați sau duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți spune, căci Duhul Tatălui meu va vorbi prin voi. Ce extraordinară încurajare! Veți fi urâți de toți, din pricina numelui meu, dar cineva răbda. Observați, sunt lucruri pe care nu le poți evita. Sunt lucruri pe care nu le poți evita, dar fii destul de înțelept să nu suferi pentru ce nu trebuie, dar să nu fugi de suferințele pe care trebuie să le rabzi. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În 1 Petru, capitolul 4, versetele 12, el scrie,
fraților lui din diaspora, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Spuneți-mi, căruia dintre noi îi place suferința și batjocura? Mie unul nu-mi place. Și din pricina poverii cu care te încarci în astfel de situații, obosești. Obosești și îți vine să pui lucrurile jos. Ca și biserica evreilor, care le scrie Pavel în epistola către evrei. După ce au venit de la Moise la Iisus, din pricina faptului că li s-au răpit averile, au fost aruncați în temniță, au fost batjocoriți, au zis, da, de ce trebuie să suferim toate astea? Hai înapoi la Moise, lasă-l pe Iisus, că tot Dumnezeu a dat și legea. Bine o fi și așa. Și autorul le scrie și spune, aveți mare grijă. Cine vrea să fie socotit neprionit prin lege, Galateni 5:3, s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. De aceea, când obosesc, am o singură nădejde, să ridic ochii din brazdă, să mă uit la modelul meu, la Domnul Iisus Hristos. Nu aștepta ca în schimbul binelui pe care îl faci să primești aplauze. Nici el nu le-a primit. Iar dacă ai obosit, uite-te la el și mai fă un pas. Resursele lui sunt la dispoziția ta, la dispoziția mea. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, nici robul mai pe sus de stăpânul lui, de Domnul lui. Spune Domnul Iisus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca Domnul lui. Dacă stăpânului casei sau stăpânul casei a fost numit Belzebul, cu cât mai mult vor fi numiți așa cei din casa lui. Așa că nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, nimic tăinuit care să nu fie cunoscut. Ceea ce vă spun eu în întuneric, voi să vestiți la lumină. Ce ați auzit în case, să vestiți de pe acoperișul caselor, spune Domnul Iisus. După care se uită în ochii lor și le spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot face nimic sufletului, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate pierde și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un leu? Nu știe tatăl de ele? Nici una dintre ele nu cade fără voia tatălui, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dar ascultați următoarele versete. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fică de mamă, pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea, nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Pregătirea pentru misiune, trimiterea în misiune, prețul misiunii, iar când ai obosit modelul care rămâne acolo în fața ta. Și întregul pasaj se termină cu o perspectivă corectă asupra lucrării în care ai fost chemat. Dragii mei, dacă limitezi lucrarea la orizontală, la resursele mele, la posibilitățile mele, la ceea ce fac eu, foarte repede obosesc. Pentru că la un moment dat mă întreb, ce rost au toate astea? N-aș putea să fiu și eu la plajă, ca toți ceilalți, să ascult muzică, să mă duc la schi, să umblu pe dealuri? Am fost ieri la Palatka, o dimineață absolut superbă, un drum rău, când ai coborât de pe asfaltul ăla găunos, și când ai trecut de un vârf de deal, eu pentru prima dată am fost acolo, tinerii merg deseori,
O priveliște care te lasă cu respirația tăiată. Aburii se ridicau din păduri, un soare superb, o vale extraordinară și un centru foarte bine pus la punct. Wow! Am întrebat-o pe doamna de acolo, n-aș putea vine și eu cu soția mea să stau aici o săptămână în liniște? De ce nu veniți la sfârșit de săptămână, că e aglomerat? Aveți săptămâna, nu-i nimeni. De ce nu? În perspectiva corectă asupra lucrării în împărăție, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Dragii mei, eu nu mă duc să rostesc versete biblice înaintea oamenilor, nu mă duc să-i chem la Biserica Baptistă din Iris, nu mă duc să-i convertez de la o religie la alta, oricum nu mântuiește pe nimeni, nicio religie, ci eu sunt chemat să-L duc pe Tatăl, pe Fiul, prin Duhul Sfânt la oameni. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ne-am rupt de El prin neascultare, ne-am înstrăinat de Dumnezeu, de noi și de semeni, am creat o lume mizeră, ne este groază să ieșim în oraș, nu știm ce vom face cu copiii noștri. Oamenii au nevoie de Dumnezeu și dacă eu am această conștiință, această perspectivă asupra misiunii, sunt purtător de Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, nu e așa că arată altfel lucrarea, oricât de mărunt ar fi. Pentru că nu contează câți pești ai în straiță, contează mâinile în care le pui, lucrarea la care ești chemat. Ai harul, dar și responsabilitatea. Să-L porți pe Dumnezeu triunul spre oameni. Cine primește un proroc în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc și cine primește un om neprihănit în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit. Și cine va da de băut un pahar de apă, un pahar de apă rece, unii din acești micuți, neînsemnați ai mei, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dragii mei, un alt lucru care este important, dați-mi voie să leg principiile la oaltă. Secerișul nu e al meu, al lui Dumnezeu. Că dacă îl limitez la resursele mele, sunt obosit, nu mai am nevoie de absolut nimic. Nu mai vreau nici sau nici să văd nimic în plus. Mi-ajung și astea sunt prea multe. Secerișul nu e al meu, e al lui Dumnezeu. Și de aceea îmi place să-L privesc și rog pe Dumnezeu să-mi deschidă ochii să văd cât de imposibil ar fi pentru mine să mă raportez la El. Să mă bucur de planurile Lui care întrec cu mult posibilitățile mele. Dar în momentul în care faci lucrul acesta, dintr-o dată îți vezi și locul tău. Locul meu este locul meu. Dar pentru că secerișul lui mai mare decât mine, ai și tu loc lângă mine. Poate eu nu pot face nimic altceva decât să întind un pahar de apă. Tu ești cel care trage brazda din greu, dar eu pot să-ți dau un pahar de apă. Și minunea extraordinară este că și tu și eu primim aceeași răsplată. Și dintr-o dată amândoi vedem că mai este loc și pentru al treilea, și pentru al cincilea, și pentru al șaptelea. Cu alte cuvinte, nu contează ce faci în împărăția lui Dumnezeu și în misiunea lui, contează cum faci ceea ce faci. Dacă atâta ești și nimic nu poți face mai mult, lasă-L să funcționeze în Împărăția Lui Dumnezeu. E treaba Lui să facă întregul. Și asta este minunea extraordinară și nu uita, cel care lucrează cu nădejde în misiunea Împărăției nu-și va pierde răsplata. Domnul nu uită nici măcar un pahar de apă dat în numele Lui. Pregătirea ucenicilor, trimiterea ucenicilor, prețul lucrării și perspectiva corectă a lucrării. Aș vrea să închei enumerând principiile. Sunt mai multe, le puteți căuta în text. Dacă unul s-a lipit de inima ta, du-te cu el acasă, discută despre el împreună cu cei din familia ta. În primul rând, a cui este secerișul, Tavi? Nu e al tău, nici al meu. Este al Domnului. Nu limita secerișul lui Dumnezeu la resursele tale. E al Lui. În al doilea rând, dacă nimic altceva nu pot face, încep să mă rog. După ce m-am bucurat, așa cum m-am bucurat eu de priveliștea aceea, ieri dimineață când s-a deschis valea înaintea ochilor mei, așa când te bucuri de secerișul lui Dumnezeu, răsfoind Scriptura, înțelegând planurile Lui,
Încep să mă rog pentru lucrul acesta. Ăsta este modul în care se intră în lucrare. Știți de ce? Rugăciunea ia poverile de pe inima lui Dumnezeu și le așează pe inima mea. Dar singura mea rugăciune de obicei este: Doamne, dăm, Doamne, făm, și dacă aș putea, cu amândouă mâinile l-aș aduce pe Dumnezeu în lucrarea mea. Și pentru că sunt prea preocupat de mine, Dumnezeu nu poate să pună poverile lui pe inima mea, poverile lui. Al treilea mare principiu este: Dumnezeu va mobiliza întotdeauna resursele aceluia care a văzut o nevoie și începe să roage pentru ea. Și de aceea Dumnezeu ia pe ucenici și îi trimite în lucrare, dar Dumnezeu nu trimite pe nimeni în lucrare fără să-i dea resursele necesare pentru lucrarea aceea. Și vreau să vă spun, lucrurile au numite ordine. Nu aștepți resursele mai întâi ca să intri în lucrare, ci intri în lucrare ca să experimentezi resursele. Vreau să vă spun că nici unul din ucenici n-a stat să... asta e puterea de a scoate dragi, asta este puterea de a bindeca, și a făcut toată lista și le-a avut toate în traistă, după care au îndrăznit să plece în drum. Tot ce au avut ei în traistă a fost prețul împărăției. Dar minunea extraordinară este când se întorc, vin la Domnul Iisus, spun: până și dracii ne sunt supuși. Dar mai întâi au intrat în lucrare și apoi au gustat resursele lui Dumnezeu. Iar în ce privește nevoile tale imediate, lasă-L pe Dumnezeu să le împlinească. Tu caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și când ești în mijlocul lucrării, nu aștepta ca în locul binelui să primești aplauze. Nici Hristos nu le-a primit. Iar dacă ai obosit, ridică privirea și mai uită-te odată la căpetenia mântuirii tale, la Iisus. Dacă stăpânului casei, dacă pomului verde, meriți tu mai mult sau eu mai mult decât el? Ai harul să-L porți pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt spre oameni. Nu-i chema la baptiști, nu le folosește la nimica. Cheamă-i la Hristos. Poartă-L pe Hristos spre ei. Iar atunci când intri în lucrarea Lui, nu uita, ea nu-i croită pe seama ta, pe limitele tale. Ai nevoie de coechipieri, de alții cu care să împarți greul, de alții cu care să aștepți răsplătirea lui Dumnezeu. Lucrează cu nădejde, căci Domnul nu va uita nici măcar un pahar de apă. Nici măcar un pahar de apă dat în numele Lui.